Bonet, sunt Zerea. Azi am venit cu un nou videoclip. Astăzi îl avem din nou alături pe Tommy, care va sta și el cât voi filma aici, sau sper că va sta. Și astăzi vom face Back to School Supplies Haul și vă voi prezenta și câteva haine pe care mi le-am luat pentru școală. Am aici un ghiozdan plin pe care vi-l voi arăta la final să fie surpriză. Și am aici penarele, am mai multe lucrușoare lângă mine. Și voi începe cu caietele, care sunt o grămadă. Primul este acesta cu miau, cu o pisicuță, e de matematică și e din Pepco, a fost 40 de bani. Păi l-avem pe acesta cu I'm not weird, I'm a unicorn, acesta mă definește, tot de matematică, tot din Pepco, a fost 1,50 €. Believe in miracles, 1,50 € Pepco. O să vedem ce mai am de la Pepco. Am această agendă pe care am dat 2 lei, este de matematică și o să folosesc tot ca și un caiet. Îmi place mult, scrie haha, I don't know my password. Să văd ce caiete mai am din Pepco. Acum nu le găsesc, dar să continuăm. Avem acest caiet de matematică din Cărturești. Am dat mai mult pe el, am dat 3 lei, dar a fost 2 plus 1 gratis și atunci am luat 3 la preț de 2. Are foaia așa de bună. Dar are puține padini și acest lucru mă deranjează oarecum, dar dacă foaia este bună, le-am mai încercat până acum, eu am zis că merit. Așa. Încerc să le scot deoarece sunt destul de înghesuite aici. Am un caiet din Jumbo, este acesta. Nu știu cât a costat, dar cele din Jumbo n-au cea mai bună foaie, dar copecțile îmi plac foarte mult. Am acesta din nou, Jumbo. Foaia nu e bună, este foarte, foarte subțire, dar uitați și voi ce copertă este. Este așa marbleish. Am acesta cu bufnițe Jumbo de română. Acesta cu Paris de română din Jumbo. Caiet română Jumbo. Caiet română Jumbo. Acesta are coperta foarte bună, deoarece este așa, ca și cum ar avea și o copertă de deasupra. Este de un material mai bun și are și o etichetă de caiet și mi-a plăcut mult modelul, dar acestea sunt mai scumpe în Jumbo. Apoi îl avem pe acesta, mie îmi place foarte mult. Așa. Avem un caiet de anul trecut de matematică din Ungaria luat. Are și aici să completez cu clasa, îmi place mult coperta. Am două caiete așa. Este un magazin în Gherla, unde sunt lucruri aduse din Anglia, de exemplu stocuri ce au rămas și le-am găsit pe acestea două, unul a fost 3 lei, unul 2 lei, dar nu știu de ce. Și îmi plac foarte mult, mai ales coperțile acestea așa simple și aici are aurii. Apoi avem un caiet de muzică din Jumbo, îmi place coperta, este așa lucioasă. Apoi avem un caiet din TXMe, mi se pare. Foaia este bună și are aici decolorat. Place mult coperta și a fost 1,70 €, dar cred că l-am luat la reducere. Un caiet din Jumbo, de română. Caiet Cărturești, de română. Și încă un caiet de la Cărturești, de română. Și ilustrațiile sunt făcute de ilustratoare românci. Acum, nu știu dacă mai am caiete mici, dar mai am. Am acesta cu, când am o scoateți o coală de hârtie, am murit când l-am văzut pe acesta, este foarte tare. Și e din colecția Contemplări Haioase la școală și este de la Figna. Am luat din Carrefour și îmi place foarte tare coperta. Mă distrează de fiecare dată când o văd. Mai am puține caiete micuțe, le scot pe toate. Mai aveam unul cu, tot așa cu animale. L-avem pe acesta de la Pepco. Din nou, coperta e genială. Acesta cu Enjoy of Summer Pepco. Mermaița Real Pepco. I Love Sweets Pepco. Mai trebuie să am caiete mici. Așa. L-avem pe, și ultimul caiet mic este Tu și cea mai bună prietenă. Este foarte tare. Îmi place foarte mult copertă. Este cu două pisicuțe, am multe caiete cu pisicuțe. Și mă uit încolo deoarece este Tommy jos și vrea să se bage sub bibliotecă. Să ignorăm asta. Și ignorați sunetele.
Așa. Apoi avem un caiet mare A4 din Jumbo. Place enorm de mult coperta, este cu spirală și are coperta tare. Și un bonus este că avem această pagină pentru notițe, șorac și materie în mijlocul caietului. Bun. Am mai multe caiete luate din Italia, a fost o super promoție. A fost 10 caiete de română, 10 de mate, fiecare set de 10 cu 3,50 €. Deci super preț, având în vedere că în România caietele mari sunt în jur de 4-5 lei. Primul este acesta cu o zână. Am dat și la giveaway câteva și ultimul clip de pe canal, în afară de acesta, este un giveaway cu un ghiozdan plin cu rechizite, unul pentru fete, unul pentru băieți, așa că mergeți acolo și înscrieți-vă. Unul verde simplu de română, acesta cu zână e tot de română. Avem unul înfoliat de română. Unul de română. De română. Desenele sunt destul de random. Ignorați cârțitul de anatomie la ușă. Acesta cu pinguin. De română. De română. De română. Așa. Cum încep caietele de mate. De matematică. Aveți și asta, dar am pus o folie. Desenele sunt destul de drăguțe. Așa. Nu mi-a păsat ce au pe ele, dar să timp cât au foaia bună și o au. Așa, chiar dacă se repetă, pot să pun o copertă peste ele, pot să le pictez. Mie îmi plac mult. Cum am 3 carnețele, sunt de la Primark cu Harry Potter. Le avem pe acesta cu Harry și ce îmi place super mult este coperta interioară și că paginile îl au pe Harry pe ele și spatele este foarte drăguț. Pe acesta cu Dumbledore și pe acesta cu Hermione. Sunt super mega cute. Vă mai arăt ce am în ghiozdan. Am acest highlighter gigantic. Nu vreau să-l folosesc, dar miroase foarte bine că este de același scented. Dar este foarte pigmentat. Și îmi place mult, dar o să-l țin în ghiozdan. Apoi am acest set de pixuri cu gel, sunt 30 de bucăți. Și la giveaway puteți câștiga un asemenea set și mie îmi place la nebunie. Îmi cumpăr în fiecare an și sunt foarte, foarte bune, dar nu le-am desfăcut încă. Am un set de acuarele. Super basic, mai trebuie să-mi iau pensule sau să folosesc de acasă și un pahar pentru apă. Așa, acum ați văzut un pic din ghiozdan, dar vi-l arăt la final pe tot. Am acest set cu highlighter în formă de lame, deoarece eu iubesc lamele. Și am 4 washi tape-uri. Acesta holografic, așa arată, dar se vede alb pentru că este într-un fel dublu adezivă. Oarecum, nu știu cum să explic. Pe o parte este așa și apoi este pe față. Nu știu cum să explic, dar este destul de complicat. Banda este super subțire. Acesta este un minus, dar este frumos. Și atunci nu contează. Așteptați să-l pun la loc, pentru că se pune destul de greu. Ok, ok. Am acesta cu leneș. Acesta cu sclipici super cute. Și acesta cu drop it like a slot. Bun. Apoi, cum aș fi picat, avem și un mini portofel să-mi pun banii la școală. Este tot la Primark și îmi cap destul de mulți bănuți. Mie îmi place, este cu hoțoaica vurie Harry Potter. A fost apropo 3 euro. Cam scump, dar mie mi-a plăcut mult. Am aceste post-it-uri luate din Carrefour. Am acest penal cu Hedwig, în care am majoritatea ustensilelor descris și apoi mai am un penal cu creioane și carioci. Am acest fix cu Puff. Doamne, Puffy Puff, îmi place foarte mult. Am acest highlighter luat de la Diverta. Am pixuri. Am acest pix cu unicorn. Pixuri de la Paper Mate. Pilot friction-uri și highlightere. Nu le scot pe toate pentru că dura o veșnicie. Apoi avem penarul mare, care este foarte mare și nu o să-l pun mereu la școală. Avem un alt penar care este așa și am în el cam tot ce înseamnă creioane grafice, creioane colorate, radiere ascuțitoare. Acele le am aici. Și creioanele sunt de la Rafin, luat tot din Diverta și creioanele grafice
de la Kaufland. Dar eu doamna de la Kaufland din Germania, dar am văzut că sunt și în România. Îmi place foarte mult cum este așa, deoarece nu ocupă mult loc și e încăpător. Mini highlighter cu miros de la Pepco, radieră mare, ascuțitoare și radieră XM Grade de la Diverta, firma Stabilo. Apoi, înăuntru, am acest set de linere de la Diverta, am carioci de la Giotto, plate din Italia, și pixuri și picuri și aceste pixuri colorate foarte, foarte bune din Lidl. Puteți câștiga la giveaway un set la fel și îmi place că au textură interesantă și le pot ține foarte bine. Așa, acum nu mai am două coperte, acestea cu Harry Potter de anul trecut. Am o agendă. O să vă explic un lucru. În Italia, ei au la școală diario, se numește. Și acolo ei scriu, acesta este un diario, ei scriu temele și eu, și m-am gândit să fac eu la fel, temele de datele importante, testele, și am această agendă, se numește Diario delle Bambini Rebelli, este de la cartea aceasta, Gonna Stories for Rebel Girls. Înăuntru este genială, are să-ți zici numele, prenumele și te prezinți, ai calendar, ai pentru spațiu pentru orar, stați să citesc, ai ce lucruri de făcut ai, să-ți scrii prietenii, ai și parți la fiecare o fată rebelă și date speciale în luna respectivă, ai dacă, pe exemplu, pe 4 septembrie este ziua lui Beyoncé și aici scrie. Și ai și părți de colorat și îmi place foarte, foarte mult. Ce este super tare la final este că avem stickere. Așa? Și apoi, dacă vrei să faci o petrecere, invitații, ai teste, dar nu o să le fac că sunt în italiană și eu înțeleg foarte puțină. Aici, cred că ce note ai, ai quiz-uri, este foarte interesant și îmi place super, super mult. În România n-am văzut niciodată așa ceva, dar mi-ar dori să fie. Apoi am dus a mea de geometrie, am această riglă flexi de la Pepco, a venit în set cu încă două, au fost 3 lei toate 3, deci super preț. Am această trusă de geometrie, de fapt are un echer și un creion mecanic. Apoi am o riglă cu grade, raportor. Place super, super mult. Luată din Cărturești. Așa, am crezut că s-a rupt, dar nu. Așa. Am o radieră de aceasta siliconată. Și cât că un creion. Bun. Apoi avem un pix. Este pixul meu preferat. Este cu o pană și scrie Hufflepuff pe el și este galben. Scrie foarte, foarte bine negru. Cam așa. Și îmi place super mult. Dacă ați auzit un sunet, este Tommy și este super drăguță această pană. Apoi, deoarece o să urmeze teste inițiale și tot felul de lucruri, am acest planner cu weekly planner, cu to-do list și acesta și acest pix care seamănă cu un creion și îmi place super mult. O să-l pun cât că pe frigider sau la mine în cameră. Apoi am două mape, una cu un slot, adică un lene, și una cu desene mai multe, foarte drăguță. Am două seturi de post-ituri, dar o să mă plec să le iau. Așa, acesta cu Are You Ready? Look It? Ok? Foarte drăguț și acesta erau două creioane, dar a picat unul. O să-l găsesc eu prin casă. Și o să vă arăt ghiozdanul. Și o să vă arăt ce haine mi-am luat pentru școală și încă o geantă. Ghiozdanul meu este acesta. Acest super, super mulan de la New Yorker. Poți 17 euro sau 85 de lei. Eu zic că merită, deoarece este super încăpător, deoarece se deschide, se închide așa și se deschide așa. Și încap o grămadă de lucruri. Au încăput toate caietele pe care vi le-am arătat. Are și acest buzunar din față foarte mare. Și două locuri pentru apă, foarte încăpătoare, aici. Și bătălile în spate și aici se poate lega așa.
și să-l duci în mână. Și aici am pus niște pinuri cu Harry Potter, care sunt foarte drăguțe și le-am luat din Primark. Și iubesc culoarea ghezdanului, era și pe negru. Acum o să vă arăt și ce hăinuțe mi-am luat pentru școală. Am o bluză de training, foarte, foarte basic, din Primark. Așa, scuzați. Îmi place mult, este călduroasă și a fost super ieftină, în jur de 4 euro și este foarte, foarte bună. Și este culoarea vișinie, care este printre culorile mele preferate mai nou. Se asociază cu ghiozdanul și am și o pereche de pantofi pe care vi-o arăt imediat. Apoi am o bluză albă. Basic. A fost 3 euro și mi se pare un preț super bun pentru o bluză. Apoi am două perechi de blugi. Eu port blugi skinny de obicei. Și sunt aceștia. Nu știu sigur dacă îmi sunt buni. Am luat cred că puțin mai mari ca să fie buni. Și sunt jeggings stretch. Și au fost și aceștia un preț ok. Apoi mai am o pereche de blugi. Eu nu am voie la școală blugi negri, doar blu mare în închis. Și aceștia sunt mai groși și îmi plac mult mai mult. Și da, sunt, mie îmi plac tare mult. Apoi avem două perechi de Jäger. Super basic. Îmi plac mult și am dat 4 euro pe bucată. Și apoi avem un plover. Este acesta cu unicorn. Îmi place super, super mult. Și am dat 13 euro pe el, dar este așa de pufos. Și are și un unicorn pe el, deci da. Iar acum o să vă arăt perechea de pantofi și mai am un lucru. Așa. Aceasta este perechea de pantofi. Sunt Puma, dar mie nu contează dacă sunt, ce marcă sunt, dacă îmi place mult modelul și acesta îmi place la nebunie, sunt vișinii. Au talpă soft foam înăuntru și îmi place mult de acest lucru. Și șireturile sunt niște pamlici, deci sunt super, mie îmi plac la nebunie și sunt pantofii care mi-au plăcut cel mai mult până acum. Și puteau să fie o firmă no name, că dacă arătau așa, eu tot mi-i cumpăram. Deci pentru mine nu contează dacă sunt, ce firmă sunt. Și sunt foarte, foarte frumoși. Și apoi, ultimul lucru este ceva care nu este un rechizit sau haine, dar eu o să-l folosesc când vine la școală. Este acest lanț și cu pandantip cu Hufflepuff, să-ți pui cheile, deoarece eu, cum vin de la școală, aveam un fel de lanț verde, e acesta pamlică, și nu-mi plăcea așa de mult, dar aceasta este superb și îmi place la nebunie. Acestea au fost toate lucrurile pe care mi le-am cumpărat pentru școală și sper să aveți un început de an frumos, să mergeți să vă înscrieți la concursul meu și pupiți și spălați citit! Pa!